Hăți Johnule, cel mai șmecher react pe care puteam să-l facem în viața noastră este ăsta. Și anume reacționăm la vloguri pe care nu le-am lansat. Dar le-am păstrat, coi le-am păstrat, pentru că niciodată nu știi la ce poți servi. Nu stăm mult la vorbă, Johnule, dăm drumul direct la react, pentru că am întrezărit așa doar un filmuleț din ce a strâns Cori aici și deja mi-a dat cu emoție, ești nebun la cap. Îi dăm play primului filmuleț din folderul Asia. Deci e clar că astea sunt filmulețe din vloguri, daily vloguri legate de astea pe care noi nu le-am postat. Din prima am auzit numai atât. Vaccinuri. Sunt absolut sigur că era cu maică mea la vaccinuri. Spune acum sau pe ce era. Pregătit. Le faci toate zile. Doamne, să știți că trebuie să filmăm de la show, ne-am cerut. Deci dacă nu mă înșel, acest vlog nu a fost postat pentru că nu am știut dacă este ok să punem vaccinatul, să facem public. Nici acum nu o să vă arătăm mare parte din chestiile medicale. Însă cred că ăsta a fost motivul, nu mi-amintesc sigur. Ia să vedem. Foarte frumos, dragul, ia să vedem. Wow, deci da, mă! Cum, mă, frate, să postăm așa ceva? Nu mai, gata, stop! Ia tensiunea lui mamișorul, ești nebun, poate dăm vreo cifră greșită. Cu siguranță ăsta a fost motivul pentru care nu am postat aceste imagini, hai să trecem la următoarele, tot din fondul Asia. Wow! Wow, Johnule! Deci asta știți unde eram? Am filmat niște interviuri pentru Asia Express înainte să plecăm în excursia nebună și astea sunt cadre de la filmarea interviurilor. Wow, Johnule! Wow! Aici eram într-o casă, parcă în zona de Marda Bucureștiului, o casă extraordinar de luxoasă. O să pară că s-a obsedat de pahare, știi cum s-a obsedat? Da. Unde Sanchi, eu și maică-mi eram la mine, la noi în casă, în bucătărie, da? Deci ne recunoaște, zice, ce-i cu ăștia, mă? Și asta cred că tot de acolo sunt. Nici pixul, nici ochii, totul trebuie să fie identic, dar corect, toate pozele de genul ăsta într-o casă. Veniți să vedeți despre ce-i vorba, John. Maica mi-a adus toate reminiscențele trecutului, de la început și până în prezent, da? Și m-am trezit că a găsit poza clasică de 8 martie, pe care scria în spate, te iubesc, mamă, de ziua ta, mă, Mico, și cântai cântecul ăla. De ziua ta, mă, Mico, un dar ți-am adus inima și crede-mă, mă, Mico, un dar mai frumos nu se putea, pam, pam. Și mai este poza clasică pe care o făceai, nu mai știu de ce sau unde se punea ea. Sunteți pregătiți? Pam! John, deci dacă n-aveți poza asta, înseamnă că n-ați făcut școală. Mare semn de întrebare pentru mine. De ce n-aveți poza dacă nu aveți? Ajungeam la școală și era ziua aia de poze de 8 martie și toată lumea avea pe fundal poza aia cu harta. Mai țineți minte, mă? Și ultimul? Dacă ați avut impresia că poți folosi așa. Bă, băiatule, acum înțeleg, bă, de ce se apuză unii oameni, bă, la vlogurile. Zici că-s clown, mă. Mamișor, dar asta e tot de la interviuri, bun. Iar treaba asta cu react-ul se dovedește a fi mult mai emoționantă decât mă așteptam. Continuăm cu folderul numărul 2 și văd aici că se numește De Amor. Vă dați seama că au trecut 2 ani de când am filmat De Amor? Aproape 2 ani, nu? Cred că în primul doar să fac 2 ani. Rec, play la aici, pun mâna cu ei, da? Cine asta, mă? Băi, deci haideți să ne trecem asupra unui lucru, mă! Bă, voi vedeți cât de funny! Deci doar ce am nimerit într-un video în care noi făceam rehearsal cum să pornim un vlog, mă! Mă, acum 2 ani când filmam De Amor, aveam 2-3 luni de YouTube? Și că așa pun mâna? Și suntem gata să avem o zi plină cu muzică, pentru că facem un nou hit. Suntem aici cu Boni. Bă, Johnule, aveam emoții, mă. Aveam emoții, uite-l pe Shift-ul, ce gras era. Shift in the House face următorul single. Mare hit a creat Shift. Shift-ule! Wow! Ia uite-l pe Boni. Bă, Boni, Shift-ule, vă cum. E posibil să nu fi postat acest material pentru că n-am avut în ziua aia destul material. Hai să mai ajute mie. Nu poți că sună altfel? A, nu încerca el acum? Wow, Shift-ule, tu vezi, bă, ce-am găsit, Johnule! Uite ce față de prost am. Este superbă chestia asta cu reacționatul la materiale nelansate, pentru că îți strânesc ție niște amintiri extraordinare, pentru că n-am mai văzut de mult azi, de mult. Ia să vedem ce mai. Deci uitați-vă ce față de prost aveam. Motivul pentru care n-am postat acest vlog este pentru că aveam față de prost, ești nebun. Era o primă de vloguri și apar n-aveam ce să facem și cu
Cu siguranță nu cred că am strâns un material întreg. Wow! Extra, super, giga, fantastic. Wow, wow, wow. Deci acest vlog sigur n-a fost postat pentru că nu aveam material destul, dar uitați-vă. Mai uitați-vă aici pun mâna acolo, da? Aici pun mâna acolo, da? Asta era? Prea repede, nu? Prea repede, nu? Wow, ce amuzant. Dar asta era G7X, mă? Ce bine vede, mă, Cori, mă. Dacă ați uitat cumva, vă reamintesc Coria pentru camera în taxi, știți? Tot în primul an de YouTube. Mergem către folderul numărul 3. Wow, fitness vlog scrie 14 filmulețe, Johnule. Deci aici de ce nu-mi fi postat oare? Dăm play, ia. Wow, ești cinciul vechi. Wow, nu cred, mă. Uite, mă, că era frumoasă, mă, și asta veche, mă, ce amintire. Uite câți Adidas. Puțineam eu Adidas și ordonați, mă, nici 5, mă. N-avem loc, Johnule, dar mai avem un pic stăt în casă și ne mutăm. Wow. Și ce e asta? Am doar o închidere de mașină. Aaa, nu cred. Ăsta se voia a fi primul să te fit. Și i-am făcut, fiți atenți. Țineți-vă bine de scaune așa. I-am făcut cu Cori în felul următor. Deschidere de portbagaj, închidere de portbagaj, urcat în sală, cadre de urcat în sală cu lustra, o să le vedeți pe toate imediat, cu lustra pe centru, de lanțuri, de balneatul. Intră în sală, schimbă-te la vestiar, fă-ți încălzirea, Sancti Madafakahau. Cel mai plictisitor vlog din lume. Mulțumim, Doamne, ție-ți mulțumim că nu ne-ai lăsat să lansăm, ne-ai lăsat să lansăm așa ceva. Motivul pentru care acest vlog nu a fost lansat este că era fucking boring. În traducere motamo, al dracu de plictisitor. Fiți atenți, ați făcut stop ca la seria, da? Pași, uitați-vă, pași. Uitați-vă stabilizarea lui Cori și cum i-am spus eu, când eu intru, tu faci travul în spate. Vă dați seama, mă, ce se întâmplă aici? Pasul 3. Încă o intrare, nu ne-a plăcut prima. N-a fost ce trebuia. Uitați-vă la travul ăsta. Altceva, vis prinde intrarea și după aceea te dai înapoi. Uitați-vă, păi, ați văzut așa ceva. Filmulețul numărul 4. Urcușul cu scara, cu lanț, cum vă povesteam, da? Următorul. Stați așa, să nu credeți că e vrăjat. Stați puțin! Eu nu știu dacă voi ați auzit acele super didascalii. Didascaliile sunt indicațiile regizorale. Ascultați. Rușică. Spunea 3 în timp ce dă rec. Intrare pe ușă, da? Intrare pe ușă. Stai, nu, nu, intrare pe ușă, nu mi-a plăcut. Am zis că nu-i de ajuns. După intrarea pe ușă... 3-2-1. Deci asta n-a mai fost cu și, a fost cu 3-2-1. Doar și unul a fost exclus din caz motive de grabă. Și vă rog frumos să mă mai uitați odată. 3-2-1. Și uitați-vă aici. Expresie, mă, actorie, nu rășeală, de ce ai că mă duc la tăiere, nu la sală, ești nebun? Un salut fake, vă spun clar că s-a văzut un salut fake, n-aveți salut că acolo-i peretele și ne se întrează la sagi și știe. Acum schimbatul, uitați-vă aici, om. Ce-a fost? Ce-i asta, mă? Aici, om, ca să fac o piruietă, fiți atenți, fiți atenți, mă. Băi, uite-te și ce-i asta, mă? Ia uitați-vă, punere de tricou, ne-am făcut și tricou, bă. Măcar apreciați truda, mă. Ne-am dus și am făcut un tricou, mănânc fiare pe pâine, mă, vrei mic, adică, like, chiar ne-am străduit, bun. Fiți atenți acum. Aaaa, ce-am vrut să fac aici, fiți atenți. Trebuia să facem o soifătări într-un timp scurt sau ceva. Și s-au blocat mușchii la 80 jocuri, nu-i fără aminte să iese. A, flotările le-am spus și de antrenament ca prostul, da. Bun. Uitați-vă, mă, la puiul ăla sfrijit. Bine, nu eram chiar de sfrijit, eram destul de mare, dar... Wow! Aici ați spus lui Cori. Trage cadrul ăla de biceps. Monstru, băi, voi vedeți ce plictis a rămânat. Și aici flotările. Să înceapă distracția. O fost cu vorbe. Chiar vreau să o pas. Deci după antrenament de braț, eu am făcut 100 de vorbe. Deci 4, 75, au lucrat bala mare, joamne, hăți! Uite-te la mine! 76, băi, păi cine face, mă, 100 de flotări pe cronometru după antrenament de brațe, mă? Mă, ce-o fi fost în capul meu? Noroc că nu am lansat acest vlog. Folderul numărul 4 este o mare surpriză pentru mine și acum că am dat click pe el, se numește Gătaia, intuiesc că este vorba despre o localitate în care am cântat, pentru că altfel nu înțeleg ce-o fi votat eu în Gătaia. După 10 minute de așteptare... Wow! Asta este din categoria
numai popa putea să facă asta. Eram în Timișoara, noi aveam cântare și eu am obsesie. Mie îmi place să spăl mașina în momentul în care ajung în orașul respectiv, ca a doua zi să mă duc frumos la cântare sau la masă. Și apoi mașina curată, eu e o plăcere personală. Am ajuns cu fetele în miezul nopții, 2, 3, 5, 6 dimineața, cum ajungem noi la Timișoara, că plecăm noaptea după muncă, după un drum de cam 5 ore ne ia nouă în Timișoara. Am ajuns obosit și zic, bă, trebuie să spălăm mașina. Ne-am înfoiat un pic pe Waze, ne-am înfoiat un pic pe Google și am găsit o spălătorie deschisă la ora aceea târziu noapte în Timișoara, cred, nu în Gătaia. Am parcat într-o spălătorie și am văzut 4 locuri de spălat cu mașini în ele, mai puțin unul. Ne-am dus, ne-am oprit în primul loc, am lăsat mașina acolo, ne-am îndepărtat de mașină și așteptam. Și așteptăm și așteptăm. După vreo 15-20 de minute, le share ca băieții pe Instagram. Observ că oamenii din celelalte locuri de spălat mașinile își spălau mașinile singuri. Zic, John-ule, am pus-o, zic, e self car wash. Zic, am trebuit să spăl mașina. Nici o problemă, zic și făcut. Mă îndrept către locul în care era mașina mea parcată. Pe parcursul traseului îmi adresez o întrebare. Văd o coadă mare de vreo 10 mașini la cele 3 locuri ocupate cu mașini care erau spălate. Și zic, bă, da, totuși eu când am ajuns era goală chestia asta în care eu am băgat mașina. Nu numai că habar n-aveam că ai o spălătorie unde speli mașina singur, dar am parcat mașina în singurul garaj de la în care apa nu mergea jocului. Deci nu numai că stăteam să ne spele cineva mașina unde nu spală nimeni mașina, dar stăteam acolo unde apa nu curgea. Și acum să vedem ce au filmulețele astea. Ia. 6 piste pentru început. Deci asta era după ce am mutat mașina într-una dintre căsuțele în care apa mergea. Și asta ce? Wow, da, fraților. Asta e tot în Gătaia. După reușita cu găsitul spălătoria pe Waze, normal că ne-am simțit niște sei, niște monștri de neoprit. Iar ca să te zice, eu vreau să găsesc un Subway, mi-este foarte foame și mi-este foarte poftă de Subway. Eu găsesc un Subway. A pus un Subway pe Waze, John-ule, nu știu ce a găsit, unde a căutat. Când ne-am îmbătit 2 ore iarăși în miez de noapte în Timișoara căutând un Subway și n-ajungeam nicăieri aproape de un Subway. Cam din cauza asta cred că nu am postat acest vlog, e mult spus vlog. Avem un filmuleț din spălătorie în care eu mi-am dat seama că trebuie să cumpăr pise. Ne-am cumpărat 6 pise și le-am introdus acolo. După care, în confirmare, cum ai putea să faci vlog din asta? Adică, nici n-am ce motiv să spun. Motivul este că nu aveam destul content. Deci, nebun de aia, n-am putut vlog. Folderul numărul 5, Mac? Dar cine asta? John, încerc o chestie nouă. Mergeam acum pe stradă și un băiat m-a salutat din mers și mi-a spus: mare fan, Dorian Popa, te urmăresc pe YouTube, frățioare. Am intrat repede de la Mac, vreau să iau un meniu Big Mac și să văd dacă mai am noroc să-l mai găsesc, acum este la 12 de mine. Să-i fac un cadou pentru că mi s-a părut foarte cool abordarea lui, era și cu niște prieteni. Să vedem dacă ne iese, hai să dăm comanda. Bună, era la gara acolo, la liceul ăla, nu? Există o stradă care vine de sus, de pe Lascăr Catargiu, taie Victoriei, trece pe la Enescu și mai departe de la Enescu ajunge la gara, la Mec, la Buzești. Și acolo mai e un liceu, între Enescu și Buzești, pe partea cealaltă. Voi știți, liceu sau școală ce este acolo. Erau niște tineri, au fost foarte drăguți, au strigat: câți zonule, mai fan, Dorian Popa, eram la început cu vlogul. Și am zis, hai să ne întoarcem să le luăm un sandwich, dar cred că nu ne-a ieșit. Sper să-l găsim pe Puci și să fie un episod reușit de vlog, John. Uite, ce avem la gură, mă? Prostule, șterge-te la gură. Uite acolo, vedeți? În colț acolo. Ce s-a întâmplat? E în fața liceului? Da, mă, l-am găsit pe băiatul. Fii atent, John, nu numai că te pun pe vlog, dar îți fac și un cadou, frate, că ai fost foarte cool. Bag aici. Ne vedem pe vlog, sper să faci, sper să faci vizualizări multe, John, dă un subscribe. Va pupa, ceau, pa. Bă, vreți să vă spun ceva? Și dacă n-a făcut vizualizările atunci, le face acum, pentru că astăzi este luni. Și dacă nu vă uitați la vlogul ăsta, mă arunc în cap de la balcon. Ceau, frumoasă. Ceau, cum să zici ceau, mă? Da, mă, John, da, vă spune ce s-a întâmplat. Astea erau probabil toate filmulețele și în sumate nu ar fi ieșit un vlog mai mare de 3 minuțele, motiv pentru care l-am abandonat, dar trebuie să recunoașteți că inițiativa a fost una bună, gestul a fost unul frumos. Ne bucurăm totuși că a ajuns fratele nostru pe YouTube într-un final și John-ule n-a ajuns oricând, ai ajuns după milion. Păi, John-ule, folderul cu numărul 7... scrie MMA. Am ajuns în mall, este luni, 2 octombrie și ne pregătim în forță pentru Media Music Awards. Wow, John-ule, când am prezentat MMA-ul! MMA-ul este Media... Stai. Că se vede extrem bine.
Deci ați înțeles cum se filmează la noi. Doar tu vorbești și stai, stai, că acolo se vede bine. Nu contează ce spui, stop. Se vede că trecuse timpul și că deja am găsat altfel cuvintele pentru YouTube. Nu-mi dau seama de ce am postat acest vlog. Vă pot spune doar că știu că în acest vlog voiam să înglobăm niște interviuri cu artiștii și cred că nu mi-a ieșit chestia asta, nu? Și ăsta a fost motivul pentru care n-am postat vlogul, pentru că vlogul a fost numai despre cum am ținut și cum nici nu-mi dau seama dacă am ajuns acolo, că am ajuns doar la repetiție. O să vedem acum împreună. Aici eram la Adrian Buzatu, ocupăm. Oricum se vede că se perfecționează vlogul și Cori și eu eram deja altcineva. După care am venit în spate, am găsit o oglindă, mă iertați. Ca să vă întrebați de ce vă vreți de la eu, da? Am în gură o mare, pentru că cum zis, mai în gură, era să zic eu ce e în gură. Așa da, nu? Dacă vă amintiți ținuta, dați un comentariu, hăzgionule, mulțumim Adrian Buzatu, dați și un like la video dacă vă place acest react. Continuăm să vedem despre ce mai era vorba prin videouri. Vedeți-mă poziția de gânsac în păiat, mă, de ce ne purtăm așa când avem sacoul, mă, băieți, mă, nu știu de ce, că toți suntem la fel. Mamă, mamă, mă, voi vedeți ce dragoste cu oglinda, mă? Prostea, noi mai și glumim acum, vă dați seama. Suntem aici cu Peti pe care l-am rugat din suflet să le mai care au întârziat. Un picuț, dacă cu traficul ăsta poți să înțelegi, mai astenia de toamnă și în trafic, înțelegi? Mă, dar eu sfat de treabă, mă, și de la... Uite, mă. Îi mulțumim lui Felipe pentru că ne-a dat atunci câteva minuțele să repetăm și noi. Și următorul clip și ultimul de altfel este... Scrie-mi povești despre iubire, ca în anii trecuți. Știi, poți să pleci de lângă mine. Da, foarte, foarte, foarte tare. Cred că... cred că mă ia deja cu emoții. Mai când îmi amintesc, fraților, de acest moment. Pentru că mulțumesc Media Music Awards. Alături de Alina Ieremia sunt absolut sigur. Întrucât ne-au dat o super șansă. Am prezentat unul dintre cele mai importante evenimente din lumea muzicii. Și nu numai că am reușit să prezentăm acest eveniment, dar am avut și un feedback pozitiv în ceea ce privește felul în care am desfășurat acțiunea. Mulțumim pentru șansă. Și de asemenea, mulțumim vouă că ați fost alături de noi la acel show și că a ieșit extraordinar de șmecher. Motivul pentru care acest vlog nu a fost postat a fost acela că nu am reușit să facem interviurile cu artiștii. Din păcate, nici la Revelion anul acesta, unde am prezentat alături de Diana Munteanu, nu am reușit să facem aceste interviuri pe care ne le propunem, se pare, în mod repetat. Dar chestia asta nu se întâmplă din cauza faptului că acolo ne simțim foarte bine și din cauza faptului că acolo agitația este mult mai mare și ești mult mai conectat cu spectacolul și cu dorința de a face totul bine. Mergem mai departe către folderul cu numărul 8, care se numește Next. Treaba asta în felul următor, John. Nici n-am ajuns bine că m-a luat Gabi 10 minute trebuie să fii gata. Mă duc la machiaj și dacă sunt eu gata și nu ți-e gata, să vezi ce le fac. Wow, Johnule, nu pot să cred. Deci astea sunt vloguri de la Next Star. Bă, ce dor mie de Next Star. Scrieți în comentarii, vă rugăm frumos, acum dacă vă doriți să înceapă din nou Next Star. Next Star este proiectul meu de suflet și acolo am investit, cred că, cea mai multă emoție. Mergem mai departe pentru că mai avem un figurăia. Dar de ce ai vrea să filmezi vorbe în timp ce în spatele tău se piară muzica? Cine e ăsta, Lucia? Eu sunt, mă? Cocalar, cureaua Hermes. Dar era vremea când ne îmbrăcam ca Divaio, dacă știți pe Divaio. Iau treci pe pepică, da. Motivul pentru care acest vlog nu a urcat pe YouTube este acela că eu am pierdut foarte mult content atunci. Îmi cer mii de scuze. Peste jumătate din filmări au fost stricate. Nu înțelegem de ce se mai întâmplă asta. Pentru că eu cu Cori lucrăm foarte mult cu WeTransfer sau cu transferul online. Și mi-am amintesc că atunci am fost foarte supărat pentru că era un vlog extrem de mișto. Era vorba despre începutul unui nou sezon Next Star, pe care l-am pierdut din cauza de lipsă de date. Dar asta s-a mai întâmplat și lui Shelly. Shelly, Johnule, dă un buz hâț dacă ți-amintești când ai pierdut de clip. Mergem mai departe, ne îndreptăm cu pașii vertiginoși către final, dăm drumul folderului cu numărul 2. Asta era un fel de intro și repetam momentul live pentru radio, piesa era deja gata și era lansată, dar cred că din cauza gărgiei și a videourilor cu foarte multă muzică pe fundal, a zis că m-a și speriat că la început n-am mai postat acest vlog. Stai să-i mai dau. De ce
Coco, am impresia că parcă-l văd decupat și pus pe-n de-alea cringe-uri de-alea care țip eu zbier. Deci cum ar fi ăsta? Ce-a fost asta? Uitați-vă și eu. Mă, uite-te la... Doamne. Mă, știți când te uiți la pozele alea cu tine de acum ceva și spui, Doamne, ce cu fața aia? Imaginați-vă că v-ați uitat la vloguri cu voi de acum câțiva ani. Coco! Ăsta e sunet meu, l-am văzut între care jumătate asta e să fac schimb. Eram în cârjă? A, ok, ok. Bă, frate, bă, cârjele astea, bă, mi-e ok, mă, Dumnezeu are cu mine un plan încârjat. Da, eram cu piciorul rupt de la 500k challenge. Am făcut 500.000 de subscribe. Asta e niște uite, măcar mi-am uitat ceva de rost. Și aici? Domnule, am ajuns la media pe mi-o zici pentru că, din câte mi-am uitat, eu, domnule, ce? Voi sunteți aici cu mine, vreau să vă rog frumos să vă uitați pe vedea acolo cu Zace. Uite și pe Danuța, mă, pupăm pe Danuța. Bună, Dana! N-aș vrea să devin repetitiv, însă cred că aș putea să folosesc încă o dată motivul acestui vlog. Nu a fost postat pentru că deja avem 500.000 de subscriberi și contentul nu era nici de îndeajuns și nici calitativ. Mergem către folderul cu numărul 10, Johnule, dacă nu mă înșel. 9, am încurcat. 9. Se pare că toată numărătoarea mea din spate este un fail, dar asta este. Undeva s-a încurcat un pic situația. Folderul cu numărul 9 se numește Tequila. Am fost la spot filmare, mică, cât și acum o duc acasă. Acesta se voia a fi un vlog. Ne-am întâlnit cu Tequila pe stradă și am zis, bă, n-ai cum să ai doar 500.000 de subscriberi și să nu filmezi pe Tequila, care pe vremea aia avea deja milionul. Numai că se pare că n-am mai găsit deloc material, așa că am rămas doar cu acest clip cu bună ce faceți la Unirii la semafor. Tequila, dacă ți-amintește, pupăm hăț. De atunci și până atunci s-au întâmplat foarte multe, ba chiar un super Secret Santa organizat de Cristina Almășan, la care eu chiar Biancă-i Adam a trebuit să îi cumpăr cadou. Și s-a dovedit a fi o chestie foarte drăguță și plăcută. Mergem mai departe, folderul cu numărul 10 se numește Vlog. John, am plecat, Val vârtești de la șantier către de mor. Vă trebuie să oprești să vă spun un lucru. Nu regret nici o secundă că am avut părul lung. Știu că arată aleu înfoiat. Acum mă văd și eu pe mine și înțeleg ce îmi spunea poate câteodată unii oameni. Dar asta nu înseamnă că îmi displace. Și asta nu înseamnă că nu vă sfătuiesc pe toți să treceți prin cât mai multe lucruri și să vă lucruri și să vă satisfaceți orice poftă dacă o aveți. Pentru că de cele mai multe ori gura lumii nu ar trebui să conteze. Play DJ. M-a sunat în tocmai Marius Moga. Adică discuția la telefon a fost ceva de genul alo, da, eu, că n-aveam numărul. La care el, ce faci mă, Moga sunt? La care eu, stoc, șocat, stupefiat. Care Moga, Marius? Știi, era ca și cum Și zice, da mă, Marius, ce te vii așa? E prima oară te mă sunești. Da, cred că pentru oricine ar fi o reușită ca în domeniul lui să-l sune un om de calibrul Marius Moga. Marius Moga este un om extrem de talentat și să nu uităm că la un moment dat era unul dintre puținii care scriau hit după hit pentru artiștii cei mai mari din România. Așa că respect și jos pălăria. Mergem mai departe să vedem de ce nu s-a completizat acest vlog. Am ajuns la Demoga Studios și exact în fața studioului mi-am dat seama că am dat la o parte aceste pahare de limonadă când am făcut o poză pe care am postat-o pe Instagram. Zic, lasă că după ce fac poza le pun la loc în suportul de suc. Am mers la șantier, am venit din Domnești înapoi, viteză, semafoare, hârtoape până în Domnești. Și acum când am coborât la Demoga Studios, ce crezi? Mi-am dat seama că limonadele erau, uite așa, pe jos, pe spate. Da, din categoria prost ești prost rămâi, am lăsat limonadele în mașină. Nu înțeleg ce voiam să fim în întunericul ăsta aici, dar avem probabil un cadru cu Marius Moga. Mateo Chinezu, Johnule! Trebuie să mergem la el, pe la el, la studio zile mea, să stăm și pe Marius Moga. Ia să-i zic. Este bancul ăla, iPhone-ul ăsta, mai trebuie să vină X-ul ăla, când cât suntem, 7 noiembrie, mai am mereu zi. Wow, Johnule! Nu v-am povestit niciodată și cred că ce țeapă mi-am luat atunci, trebuia să-mi vină un iPhone X din America înaintea tuturor iPhone-urilor din România. Hau, la numai $1000, îmi spuse cineva că mi-am dus la prețul de acolo. Mare vrăjeală, John, n-am primit niciun telefon și nu numai că n-am primit niciun telefon, dar mi s-a susținut până în ziua de astăzi că telefonul au ajuns și că de fapt n-am putut fi decodat de Sanchi Balama, știe el cine, da tot fratele meu, el pup, n-a fost vina lui în mod indirect. Cred că și el a fost țepui mai departe și era rușine să-mi spună că n-a ajuns niciun telefon în țară. Yeah. Aici ne-am parfumat cu cine la 1. Nu se uităm niciodată. O, doamna Nicoleta, habar n-avea ea în ce horă intră. În ce zorba grec unde joci până nu mai poți.
vulvă. Nu zic asta. Este ca foame, sincer să vă spun. Băi, fraților, acum îmi dau seama că asta cu Snickers-ul a rămas și ziua de astăzi. Numai că în ziua de astăzi i-am spus să-mi iau un Snickers ca să nu mă transform în Elton John, nu? Și vezi, o aveam de atunci ca să mă transform în Divo, bă, bă. Sunt consecvent, mă. Trei zile, dacă e situația. Ce e la NAF? Uou! Doamne, XX! X pleacă de la NAF! Și înapoi la mine promis. Deci vezi, mă, vin destul de des pe aici, nu-mi vrăjeală. Da, nu știu ce s-a întâmplat cu acest vlog, probabil că nu a fost complet din cauza faptului că nu aveam content, însă trebuie să facem un lucru, nu mai trebuie să mă obținem. Trebuie să facem un lucru, trebuie să mulțumim tuturor doamnelor de la NAF sectorul 5, drumul Sării, pentru că au fost întotdeauna extrem de drăguțe și m-au ajutat eu mai ori pe căind așa pe acolo până am ajuns cu doamna potabilă, pentru că nu mă pricep la birocrație și de viață mă duc frumos la ghișeu și întreb. Doamnă, ce trebuie să fac? Motamo. Merg de acolo până acolo, plătesc acolo, chitanța cu tare, notar, doar lor. Așa că mulțumim încă o dată ANAF sectorul 5, drumul Sării, pentru super amabilitate. Și last but not least, ultimul folder, cred că numărul 11, dacă nu mă înșel. Wow! Doamne, ce am găsit! Sunteți pregătiți de cea mai cretină și idiotă față din istoria fețelor mele? Am ajuns la... Mai ai nevoie să mai spun ceva? Adică îi dau play, ca să vedeți și mai mult. There's more! Repetiți! Yo! Wow! Uite aici și uite și cu gura de scrisă. Mai am ajuns în față! Mai trebuie să spun de ce n-am postat vlogul ăsta. Da, domnule! Cred că am avut doar câteva cadre de la repetiția. Da, este foarte greu, sincer, din 2013 de brut, Johnule, nu ai cum niciodată să scoți un vlog întreg, dar aminte un vlog frumos și calitativ. Cam ăsta a fost reactul nostru la materialele nepostate din primii 2 ani de YouTube și vă reamintim că mai avem încă puțin până pe 28 februarie și împlinim 2 ani de YouTube. Și vă reamintim să nu uitați să dați un subscribe, Johnule, Dorian Popa și să prindeți clopoțelul, pentru că aceasta este prima săptămână în care ne-am ținut de cuvânt și nu am ratat nicio zi. Este sâmbătă astăzi și este ora 6 seara. Încă filmăm pentru voi și pentru a vă distra. Nu uitați să prindeți clopoțelul pentru chestia asta și să dați și un follow pe Instagram. Eu sunt Dorian CorileV. Nu uitați să dați și un follow pe Spotify Dorian Popa și vă mulțumim foarte mult pentru că ne aflăm în cele mai importante topuri de acolo. Și pentru că suntem în extra, nu uitați să dați și un like pe obositul domn Facebook. Vă dorim o luni superbă și o săptămână cât se poate de bună. Înfruntați lunea, căți Johnule, cafeluță plăcută. De buzele și ochii tăi sunt vinovat, vinovat. În mintea mea eu te-am creat. Și apoi te-am desenat.